Astăzi, Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzac onoarea să primească vizita poetului Constantin Hrehor, fost elev al Colegiului din municipiul Rădăuți, care a avut o cuvântare în fața elevilor pasionați de poezie și a răspuns la întrebările acestora. Constantin Hrehor a fost celebrat de curând pentru o vârstă rotundă. Presa literară din România îl consideră ca fiind unul dintre scriitorii reprezentativi ai generației, dacă vreau să spun așa, tinere, da? 80. 80-iste, da? Din această parte de septentrion românesc. S-a născut la Sucevița, a urmat cursurile acestei școli și scrie în diverse reviste literare, de la, hai să încep cu Covina Literară, pe care o considerăm mai aproape de noi, până la revistele de literatură consacrate din capitala țării. Are plachete și volume de versuri, pe care multe dintre ele le-au lansat în urbea noastră, în municipiul Rădăuți, pe care a onorat-o cu diverse privilegii. Este copleșitor și onorat să te găsești într-o asemenea conjunctură unde voi vă întreceți nu atât de mult prin cultură, pentru că aceasta presupune o ascensiune fără sfârșit, ci vă întreceți printr-o stare de puritate. Ceea ce este extrem de scump, de mult și totodată de puțin în lumea asta. Voi sunteți un celacru de suflete atât de frumoase și atât de proaspete, încât chiar dacă n-ați rosti texte lirice, chiar dacă nu v-ați prezenta zestea voastră intelectuală, însăși prezența voastră, emoția și curățenia aceasta a prezenței voastre sunt suficiente și lămuritoare că aici este o insulă pe care încă veacul cu toate răutățile lui nu a cenzurat, nu a îngărit. Nu mi-a stricat nimic din pecetea frumoasă.